Bună seara și bine v-am găsit din nou. E cursul numărul 4 sau 5? 5 parcă. Dar în trecut a început să-mi vorbim de microfoane și s-au întâmplat niște chestii bune între timp, în sensul că am terminat mobila nouă și avem și un mixer nou. Deci în seara asta o să încercăm să acoperim cât de mult putem din problema mixerilor de sunet, ca să nu mai fie jumătate cu ce fac câte bufele și butoanele de pe ele, în speranța că veți putea, exact cum ați făcut curândul la cameră, să faceți curândul și la butoane, și astfel să ne putem muta cât mai repede posibil în cutia nouă și să aveți acces la mixerul nou, să nu mai trăgăm proiectul ăla foarte mult. După ce terminăm treaba cu mixerul, deci probabil o săptămână sau două maxim, ne vom reîntoarce la microfoane și vom face și să avem microfoane, veți avea ocazia să puneți mâna pe ele, să le instalați, să vă jucați cu ele. Deci de asta nu încerc să vă păcălesc sau să vă fur de jumătatea direcție, am sărit intenția mea înainte. Bun, dacă vă aduceți aminte din cuprinsul cursului, mixerele audio sunt chestia care controlează ce se întâmplă cu sunetul. Controlul este de două feluri, cine se aude și cine nu se aude și cât de tare sau cât de încet se aude. De asemenea, mixerele de sunet, inclusiv cele două care le avem acum, se supun criteriului care vi l-am povestit data trecută, și anume faptul că toate chestiile profesionale tind să semene între ele, pentru că oamenii care au învățat să lucreze cu ele, după ce se duc la școală odată, dau mulți bani, pierd mult timp și au diploma și vor să poată folosi cunoștințele alea până ies la pensie. Ca atare, indiferent de marcă, indiferent cine a făcut sau cât de performant e, cam toate mixerele de sunet arată la fel și au cam aceleași butoane, cum să vă spun, ca funcție. Dar la fel cum o mașină are volan și pedale, chiar că pe din afară are altă culoare sau volan poate mai mic, mai mare, poate încălzit, poate butoane pentru radio, tot volanele. La fel și mixerele. Poate diferă, nu știu, forma metalului sau spațiul dintre bufe, dar genul ăla de bufe și genul ăla de butoane o să le aibă toate mixerele. Rămâne valabil ce am numit prima oră. Dacă încep și vă pierd și nu mai înțeleg ce spun, opriți-mă, întrebați-mă, e foarte important să se clarificăm chestia. Tu mai ai vreo 2 minute la cameră, nu? Sau cam cât? Așa, cu cinstite. Poftim? Ok, bun, fie. Nu vezi că te vede toată echipa, nu poți să furi, toți de față. Ok, în general, un mixer, la fel cum se vede pe ecran, dacă vă gândiți așa ca la o foaie A4, sunetul intră de sus, se duce jos, după care o ia spre dreapta și după aia sus și iese afară spre amplificator sau spre cameră sau spre unde se duce sunetul. Deci poza care o aveți aici este colțul din românești, stânga sus, al mixerului vostru de jos, de jos din camera de jos, din sala. Deci pe toate mixerele o să vedeți niște mufe din alea mari negre sus. Ce sunt mufele alea mari? De care sunt mufele alea mari negre sus? Hai că am făcut, ați învățat. Cele patru de sus. Speaker. Nu sunt de difuzor. Tu m-ai spus că pe sus intră sunetul. Deci logic au să fie difuzor, că difuzor e ceva ce unde iese sunetul. Am și un cablu care se poate ajuta la el. Uite, dacă vă ajută memoria să-l vedeți de aproape, sunt exact astea, de aici. Începe cu X, da? Yes. Deci cele patru negre de sus și cele două de aici sunt conectori XLR. Și pentru ce sunt folosiți de obicei conectorii ăștia, în general? De exemplu, microfoane. Și nici nu trebuia să vă duceți aminte microfoane dacă a spus că e mixer și că e de sunet și că pe acolo intră chestiile. Cea mai comună chestie pe care resuie sunetul și e un microfon. Deci era oarecum evident că sunt microfon, deci trebuie să mai știți pe jos numele muferul și alte chestii. Sub ele mai avem un rând de 4 mufe RGD, scrie sub două, scrie, de fapt deasupra lor, scrie line, line, line și la ultimele 20 ce și more. Are RGD ce sunt? Zâi. Nu, că s-a putut, suntem pe microfonul camerei, s-a de pe apropo, operatorul, se mișcă banda aia sau nu se mișcă când vorbesc? Eu zic. Sunt perfect. Ce să mai? Just now we went into red, so don't talk so much. Ok. Atunci o să primim un shot. Acum multă vreme am pus pe auto nivelul și s-ar putea să mai fie pe auto și de aia, deci trebuie să nu mai țip așa tare. Ceea ce e un exercițiu bun. Ce fel de mufe sunt cele RGT? De fapt, toate cele RGT de jos care le vedeți, dar ne referim acum adică la primele 4 grame. Iar un cap acolo pot să vadă, dacă vă ajută să vedeți capul, să vă ajută aminte. Any opinions? Așa ceva intră în el. Vă mai ajuns de asta? Care e? Yes, no, that's a jack. Jack? Și cum s-a mai cheamă? Jack sau cum? Pe vremuri când sunai la hotel și nu puteai să spuneai, să spuneai operator, să mai vreau să vezi cu camera, o să nu știu cât. Pune un fir în panou? Phone? De acolo vine termina. Phone sau Jack să vezi? Headphone Jack. Sau headphone Jack. Phone operator. Deci de mufa asta se numește Jack sau phone connector și mufele de acolo sunt care se potrivesc cu mufa asta.
Deci toate alergii la fel. Și alea care sunt albe și roșii de sus arată ca roșii. Uite ce frumos, operatorul și indică la imagine. Hai că-și de la sfârșit. Dar dacă că n-am aici niciun cadru, cred că trebuie să sap după el. Hai că trebuie să știți, aveți în casă pe mare. Sunt pentru echipamente de consumer, pentru echipamente de acasă. Earphones? Nu sunt earphone? Și cred că trebuie să schimbă operatorul, nu? Ok, hai. Haideți. Mulțumim frumos. Hai, știți să nu știți, că trebuie să mergem mai departe. We have this in our house? Da. De exemplu, dacă aveți Skybox, nu m-a dat acolo la tare profund. We don't have PlayStation. Și dacă aveți un sau PlayStation, sau Nintendo, sau Nintendo, sau Xbox, sau dacă aveți un televizor făcut în secolul ăsta, și pe buchie, tot așa, trei din astea. Speak-on. Nu sunt speak-on. Speak-on este cât pumnul, ne-a spate aici. Vei aici ați mai înțeles, vă ajuns aminte de bufa aici? Yes! Acum, da. Bun, deci alea de acolo sunt tercea. Mai vă ajuns aminte culorile, că scrie și pe imagine, dar putem așa, nu facă număr. Ce am și ce e roșu, că v-am spus că sunt un cod al culorilor și v-aș fi dat culorile și iau și pe slide. Și aveți acces la site-ul pe internet, deci vă puteți citat peste el. Vom da numai șapte. Păi, primi, hai să ne gândim logic, e un mixer de sunet, da? Deci, na, video nu există nimic. Deci trebuie să fie ceva pentru sunet, chestia aia. Și pe imagine scrie mare cât casa L și R. De la ce-o veni L și R? Așa, și când vezi pe o cască L și R, ce înseamnă? Bun. Deci dacă la ureche ai două canale, unul de alta, unul stânga, înseamnă că trebuie să vină de undeva două, nu să poți face două la mijloc, trebuie să-i fost două mereu. Ia-te pe mixer când vrei să cânti, să pui din telefon sau din iPod, să bagi mixer, sau din Skybox sau din orice echipament de ăsta, normal, ca din profesionist. E frumos un cap, o alb la altul, roșu la roșu, stânga și dreapta. Asta fac. E clar pentru toată lumea? Bun. Ok, așa arată partea de sus. Deci, de exemplu, cele două microfoane wireless de sală la treții în mână, de microfonul este wireless, legătura radio merge de la microfon la cutiuța aia cu două antene, care o vedeți pe placa internet, din cutia aia cu două antene, două cabluri, care se arăște, nu știu, pe cabluri 3 metri pentru spațiu antică, că de-aia sunt încolo și de acolo, și între primele două canale. De-aia, dacă stați vreodată lângă liu și făceați plume, că trebuie să fie atent la ce se vorbește, ați văzut că stăm cu neamă cu butonul de la canalul 1 și 2, că acolo intră cele două microfoane wireless. Nenea Mircea, când vine cu vioara lui intră mereu pe canalul 3. Tot așa, are un bufă XLR neagră și o să vă roage să puneți să-l conectați acolo. Deci pentru asta sunt mufele de sus. Celălalt rând de mufele pe care scrie line ar fi dacă ați avea chestii care tot așa, care dau sunet, dar nu sunt un microfon. Ce exemple puteți să dați de chestii care fac sunet, dar nu sunt un microfon? Care fac sunet, ce vrea să preiei sunetul de la el, să-l pui într-un mixer și nu sunt microfon, sunt altceva. Pianul ar fi un exemplu, camera asta la care nu face sunet, camera registrează sunet. O chitară electrică sau o chitară normală rece cu doză, cu captură de sunet. Violin, orice alt instrument care are microfon pus pe el. Bun, deci asta spune în celelalte canale. Despre insert, despre cele două canale care insert, decât vă explic foarte scurt, nu avem așa ceva aici, apoi că nu o să folosim prea curând. Insert, cum îi spune, nu ce înseamnă insert în engleză. A te pune în atorice, a te băga între. Deci, dacă aveți procesoare de efecte, chestii care adaugă eco sau reverberanță sau alte chestii și trebuie să le puneți înainte de orice fel de procesoare face mixerul, acolo l-ați pune. E făcut fiind un mixer Yamaha, ți-a pus acolo frumos o schemă mică care ți arată că trebuie un jack TRS, deci cu trei contacte, unul cu două, și ți arată că semnalul va ieși pe vârful jack-ului, se va duce în cutie, cutie va face ceva și se va întoarce pe inelul din jack și cel ce partea care rămâne este ecran, chestia care protejează la interferență. Bun. Deci dacă mâine eu dispar și trebuie să vă puneți singure microfoanele în mixer, știți unde sau e încă o inimă? Yes. Sigur? Yeah, yeah. Bun. Ce observați voi în mod special la mufele aia XLR față de mufele astea XLR și față de, în teorie, toate mufele XLR mai multe despre care am vorbit noi vreodată? Ce au astea în plus față de alea de acolo? Hai, zi-le lor, Cristi, ascult. Bun. Și e vreun semn pe metalul ăla, scrie ceva pe el, că nu văd până acolo. Push. Ok, ce am învățat noi despre monitorul XLR? They have a locking mechanism. Au un cuietoare, ca să nu se desfacă accidental, pentru că sunt provisionist și când ai concert, ai multe fire pe scenă și poți să calci mai pe ele și se desface de fără sunet. Deci chestia asta are un cuietoare. Mixerul nu are niciodată un cuietoare la conectorul XLR. Yeah.
De asta n-am niciun fel de chestie metalică și de asta numai la mixer, când aveți de mutat ceva, puteți să-l trageți de acolo, trageți de conector, evident, de fir, exact ca priză, trageți de speaker de fir și puteți pleca cu firul față de restul echipamentului unde chestiile sunt bogate. Bun. Ok, dacă nu sunt întrebări până aici, vom merge mai jos, că am spus că sunetul intră pe sus, vine jos, dreapta, sus și este afară. Ok, asta e toată poza, tot la mixerul vostru, de-aia le-am făcut cu mixerul ăla ca să nu vi se pară străin. Deci avem aceleași numere și sus, observați că scrie 1 și sus și jos de tot. Astea sunt mixerele în general sunt organizate pe verticală și pentru că unele dintre ele trebuie să fie mari și ai multe, multe butoane de la bufă până la butonul de jos, de obicei cifra se repetă în diverse puncte supra-jos ca să știi ce se întâmplă. Vreo 30 secunde mai, nu? Cam așa. Timekeeper ușumează, nu-mi place. Păi, deci e ca la teatru, care este esențială treaba cu timpul. Dacă nu se întâmplă chestiile când e cazul, fie publicul stă după noi, fie noi stăm după public și nu merge treaba. Ți-am spus că omul care ține ceasoare, voie să mă întrebă oricând, că e mai important să fii la ora exactă decât să pierd timp. Bun, o să mai vorbesc încă cu două minute, după care mergem cu camera jos. Primul rând de butoane, o să faci decât primele două rânduri seara asta. Primul rând de butoane scrie game, păi. Ce înseamnă tu game în limba engleză? I gain more cookies or more money. Câștig, a primi, a câștiga, a avea mai mult. Dacă vă aduceți aminte, microfonul, eu v-am spus când am venit prima de microfoane, că el transformă vibrația din aer, vibrația de vocetat, în semnal electric, dar e foarte, foarte mic. De aceea semnalul are nevoie să fie amplificat ca să ajungă până la difuzoare să rupă camera a două. Un prim pas de amplificare sunt butoanele cu gain. Acum, butoanele de acolo au un rol foarte special. În mod normal, acasă, când asculți muzică și dai amplificatorul mai tare, crești puterea care, nu știu, care sună boxele, se aude mai tare. Și e ok. Și faci treaba asta doar pentru confortul tău personal. Dacă vrei mai încet, dai mai încet, dacă vrei mai tare, dai mai tare. Butoanele de acolo pe care scrie gain sunt făcute ca să egalizezi diverse resurse. Și poate e un om care vorbește numai așa, și poate e unul ca mine care urlă, și după aia dincolo poate, nu știu, cântăm la top și e microfonul pus chiar lângă top. Și normal că semnalele vor fi diferite. Dar ca mixer să poți avea, să poți aduce totul, cum se spune la matematică, la un numitor comun, să fie note egale, ca să știi că, băi, dacă pe un buton scrie de la 0% și l-am dat la 50, tonele se aud jumate la fel de tare ca Dan care vorbește la microfon. Și treaba e o faci din butoane de gain. Deci asta, în mod normal, în teorie, înainte de fiecare eveniment, ar trebui să ai, nu știu, 20 de minute în care să faci un test de sunet, să-ți reglezi fiecare dintre astfel încât să fie absolut la fel după linia de buton. Este clar până aici? Întrebări? Plânge? Bun, ok, punem pauza aici. Trebuie să mergem jos să aranjăm camera pentru serviciul din seara asta. Data viitoare continuăm de acolo. Mâine, cine e mâine dimineața aici și cine e la prânz? Mea culpa. Cine e mâine dimineața aici? Ok, și la prânz înțeleg că veniți voi. Yeah. Bun. Se întâmplă ceva cu tinerii mâine sau tu ești la butoare în urmă? Bun, ok. O să faceți un video, o să stați lângă Liviu, să vedeți cum lucrează cu mixerul. Yeah. Și ne schimbăm. Deci mâine dimineața avem nevoie de un om la cameră și un om să stă lângă Liviu la butoane. Deci cine se duce la sunet și cine se duce la imagine mâine dimineața? Ok. Tu ești la sunet, tu ești la cameră, ok? Bun. Și după aia vă schimbați între voi. Dacă vă văd că vă împiedicați iar, o să vă pun eu și nu o să vă placă. Așa că hai să încercăm cumva să facem treaba asta frumos. Adică nu vă cercetați nici pe butoane, nici pe cameră. Și încercați să nu stați 5 toate ciochine acolo la cameră și să fie butonul lăsat de izbește. Deci trebuie să ne împărțim. Bun, perfect. Ne vedem în dimineața la lucru și în seara asta la... Alergați din de lucis. Poftim? Alergați din. Nu mai avem timp, aș fi explicat, dar nu mai avem în seara asta. Nu pot să explic o prezentă de nici 30 secunde. Sorry. Mersi frumos. Next time.